În sfârșit mi-a ajuns tableta Xiaomi Pad 6 Pro. A venit din China. La noi încă nu se găsește și nici nu știm exact dacă o să apară acest model în România. Și hai să facem un unboxing. Bine. Avem tableta. Manuale. Aici o să fie încărcătorul și cablul. Încărcător de 67W. Primit și un adaptor pentru preza în Europa. Și aici avem și cablul. Da. Un cablu Type-C. Și cu USB. Ok. Cam asta ar fi. Dacă mai ceva, nu trebuie mai nimic altceva. Asta e un plastic. Ok. Cutia arată fain. Și aici avem tableta. E pe culoarea blu. Să scutim imediat. Foarte faină culoarea. Aici sunt cele două speakere, microfon, un fan de încărcare. Aici mai avem sus încă două speakere. Dolby Vision Atmos. Așa arată. Aici avem camera frontală, camera de pe spate de 50 de megapixel. Are 8 GB RAM și 180 de GB de memorie. Asta e pentru tastatură, dacă vrei să-i pui tastatură cu mousepad sau tastatură simplă, o pusă cu tastatură, eu n-am comandat-o, era destul de scumpă. De asemenea, suportă și pencil. Da. Și cam asta e. Pe partea asta avem aici, nu este un SIM card. Nu știu de ce l-au făcut așa cu chestia asta, doar să pară. Dar nici măcar nu există varianta asta cu SIM card. Și aici avem tastele pentru volum. Și ar trebui să avem undeva aici butonul de pornire și cred că și cititor de amprentă tot aici. Pentru că are și cititor de amprentă. Cam așa arată, arată fain, o să o pornesc. Și dacă vreți să fac și un review la ea, lăsați-mi în comentarii. Nu uita să dai un like și un follow și îți mulțumesc. Ciao!